Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Piața inputurilor a fost întotdeauna o problemă pentru agricultură. Evoluția prețurilor și a calității produselor afectează de regulă producțiile agricole și implicit veniturile fermierilor. Preocupările apar în acest moment pentru că multe produse lipsesc din depozitele furnizorilor și producătorilor de inputuri. Ionel Gheorghe, fermier din Valea Argovei, județul Călăraș, consideră că agricultura românească ar trebui să se adapteze realității și să depășească aceste momente grele prin soluții fiabile și durabile găsite pe plan local. Prețul îngrășămintelor, care nu ne-am mai confruntat cu așa ceva niciodată, dar cea mai mare problemă pe care o să avem nu o să fie prețul îngrășămintelor, o să fie lipsa lor. Lipsa lor, exact. Așa o să se întâmple și cu tehnologia. Tehnologia suferă de la an la an din ce în ce mai mult datorită scoaterii proceselor de combatere chimică, proceselor de protecție fitosanitară, acelor mai importante molecule pe care noi le foloseam în mod obișnuit și sunt înlocuite cu produse cu eficiență mai mică și cu costuri mai mari. Vă dați seama că noi trebuie să găsim soluții, să găsim alternativă la aceste probleme. Acum există un pic de relaxare vis-a-vis de acest lucru datorită războiului care se întâmplă lângă noi aici și toată lumea a intrat în panică, vedeți bine, că se vorbește de repornirea termocentralelor pe cărbune, care până mai era alaltăieri era, cum să spun, era un subiect tabu. Dacă n-ar fi fost războiul, vă garantez că în 2 ani de zile aveam interzis la glifosat. Credeți că se va reseta tot? Da, cu siguranță, cu siguranță. Prețurile îngrășămintelor de pe piața din România ating cote alarmante, în contextul în care producția autohtonă nu pare că se va relua prea curând. Deși Uniunea Europeană a anunțat anumite măsuri de sprijin pentru a combate efectele acestei crize, fermierii consideră că sumele puse la bătaie de europeni sunt mult prea mici pentru a produce un efect real în piață. Fermierul Aurel Pan a prezentat în emisiunea Agricultura la Raport o listă la zi a prețurilor îngrășămintelor. Știți că am mai spus în această emisiune, după care am văzut că și primul ministru al Poloniei a cerut o subvenție sau, mă rog, s-a adresat Uniunii Europene în care să spună că e momentul ca Uniunea Europeană să aloce o sumă sub diverse forme, nu știu care, ca să compenseze diferența de preț la îngrășăminte. Și pot să vorbesc concret, astăzi am niște prețuri, dacă pot să spun fără să pun nume comerciale, de exemplu la triplu 15 din Rusia, producție Rusia este 4.150 de lei plus TVA, 7.21.21 4% sulf din Serbia, deci țări în afara Uniunii Europene, 4.350 de lei plus TVA pe piața din România, triplu 15 Borealis din Austria, 4.350 de lei plus TVA, monoamoniu fosfat 18460, produs în Maroc, 5.050 de lei plus TVA. Deci astea sunt prețuri de astăzi. Vedeți în imagine cum arată grâul din sudul României. Umiditatea. O să discutăm și despre cum arată... Da, atunci o să continui, cu subiectul pe care l-am ridicat. Deci cred că este extrem de important ca Uniunea Europeană să ne ajute, să ajute fermierii români cu o compensație a prețului la îngrășăminte și la motorină. 2. Ar trebui să se întâmple ceva cu fabricile de îngrășăminte din România care sunt energofage și care nu pot să producă, pentru că indiferent la ce costuri s-ar produce în afara României, tot sunt mai mari, deci nu putem să avem îngrășăminte din import la prețuri care să satisfacă nevoile fermierilor români. Și atunci mă întreb dacă nu poate fi suplimentată această sumă de 50 de milioane, adică dacă permite Uniunea Europeană ca România să aloce mai mult. Și doi, ar fi fost poate cel mai indicat în momentul ăsta dacă exista o posibilitate ca un fond de garantare să garanteze un credit și care ar fi fost soluția. Adică nu este o subvenție, dar e nevoie de o garanție. Sunt fermieri care nu sunt bancabili sau care au acces greu la finanțare. Și așa cum APIA eliberează o adeverință și toți fermierii se bat pe ea, dar și toate băncile din România, poate ar fi fost momentul să găsim o soluție în care să acordăm un credit.
mergem mai departe în jurnalul Agro TV cu o informație de mare interes pentru fermieri legată tot de lipsa inputurilor și tot din emisiunea Agricultura la Raport. Se anunță o primăvară grea pentru fermierii din mai multe zone ale țării. Potrivit lui Aurel Pană, fermier și expert recunoscut în agribusinessul românesc, culturile prezintă probleme în mai multe zone ale țării, iar bolile și dăunătorii își vor face simțită prezența din plin. Ce tratamente ar trebui să folosească fermierii pentru a nu avea de suferit, aflați imediat. Am fost în județele limitrofe Bucureștiului până la munți, aș putea să spun, deci am vizitat Vrancea, Buzău, Brăila, Călăraș, Giurgiu, Telerman, Constanța și situația, de exemplu, acum în mâna mea se găsește un greu din județul Călăraș, de undeva de lângă Oltenița. Avem și, uitați acum în imagine, avem rapiță din județul Buzău, rapiță care a fost întoarsă, vedeți că nu avem densitate, rapița este neuniformă, terenul a fost pregătit destul de bine, însă plantele arată total diferit în regiunile țării. Și vreau să vă spun că grâul acolo unde a fost semănat într-un teren nautilic cu o pregătire minimă, rădăcinile nu sunt dezvoltate așa cum ar trebui, sunt superficiale și în condiții de secetă ar trebui să se ducă în profunzime, să fie mai puternice și să caute apa. Aș putea să vă mai spun că sunt județe, de exemplu, am văzut un grâu foarte frumos în județul Vrancea, acolo umiditatea atmosferică este mai bună, suntem mai aproape de munți un pic și pregătirea terenului a patului germinativ a fost mai bine făcută și în condițiile astea grâu arată mai bine, frunza era mult mai verde. Am observat în fermele în care am fost și în județul Constanța, grâu slab, neînfrățit, aș putea să zic chiar în formă de ace și în fază de ace, am văzut și grâu mai bun, dar acolo unde grâul nu este bine dezvoltat și nu s-a pregătit pentru iarnă, am văzut că acum în primăvară, după ce temperaturile au început să crească un pic, a apărut septorioza în prima fază și acum am aici ingineri lângă mine, da. Am văzut că știm bine că în faza a doua grâului o să apară și fuzarioza, deci în perioada asta când căldura a venit, ne bucurăm de câțiva litri de apă, să fim serioși, anul trecut în 2021 au fost niște ploi incredibile, aproape în fiecare zi și acum am ajuns să ne bucurăm de 13-14 litri, da, de apă. Deci fermierii trebuie neapărat, și majoritatea lor au intrat să facă tratamentele fitosanitare, eu aș putea să le recomand, fără să dau nume de produse comerciale, să folosească în perioada asta de alungire a paiului, așa cum spunea Cosmin, produse sistemice care să intre în țesuturi, da? Pentru că avem nevoie să facem și prevenție, dar avem nevoie să facem și combatere. Iar după ce grâul ajunge la o frunza standard, să o ținem verde cât mai mult ca să bagem bob, eu le recomand să folosească și produse de contact la final, când ne apropiem de recoltat. Este cunoscut faptul că anumite îngrășăminte acidifiază și strică echilibrul microbiologic din sol. Dar cu toate acestea, în anumite situații, este dificil să renunțați la aceste produse. Pentru a diminua aceste efecte negative, este important să alegeți îngrășăminte cu eliberare controlată. Iar pentru corecția solului, alegeți Omiac Alcipril, produs cu dublă acțiune, fertilizare și amendare. Cu cele 175 de fabrici și birouri în întreaga lume, Omia ocupă loc de lider mondial în ceea ce privește prelucrarea carbonatului de calciu în formă micronizată. Sunt Paul Moga Paler, director de vânzări și dezvoltare pentru Europa de Sud-Est și vă invit în una dintre fabricile Omia, cea din România, de la Voislova, județul Caraș-Severin, să avem un tur de ansamblu de la piatră până la granula pe care dumneavoastră o folosiți în ferme cu rezultate remarcabile, având în vedere deja experiența pe care o avem în România cu acest produs.
care este folosit pe scară din ce în ce mai largă în fermele românești. Construcția fabricii a început în 2005, în 2007 au fost primele livrări. În momentul de față facem parte dintr-un grup la nivel mondial cu mai mult de 165 de fabrici în toată lumea. Avem produse și pentru zona de construcții și pentru zona de agricultură și în fabrica noastră și în restul grupului. Avem asigurată cererea fermierilor români pentru anul 2022. Investiția pentru fabrica Omnia Calcita România e în ordinul zecilor de milioane de euro. Forța de muncă este toată din zonă, încercăm să calificăm dacă nu găsim. Avem în medie un personal între 50-60 de muncitori în fabrică, funcție de cererea pieței pe anul respectiv. Procesul de producție pleacă chiar din carieră, de unde aducem piatra în depozitul nostru de piatră. Mai departe este spălată și sortată manual de către operatori. În cele din urmă, procesul de producție este constant urmărit de către operatorii de producție. Este monitorizat 24 din 24. Operatorii de producție văd în timp real parametrii și fac corecții necesare, prelevează probe din 4 în 4 ore, care mai departe în laboratorul chimic de la sediul fabricii noastre se analizează chimic, mărimea particulei, caracteristicile spectrofotometrice, rezidu, umiditate. În funcție de asta se aplică corecții și ne asigurăm că toți parametrii sunt în limitele de fabricație. Imediat după ce este depozitată în stoc, piatra se spală, se macină direct și producem materia primă pentru fabricarea calcipril. Este preluat de fabrica de granulație și direct depozitat în big bag pentru a ajunge la fermier. Sunt foarte mândră de produsul nostru unic pe piață, este un produs natural. Ne bucurăm că fermierii sunt mulțumiți de calcipril și încercăm să le ajungem în întâmpinare printr-un produs de calitate la standarde înalte. Dacă pentru mâncare avem conceptul de la furcă la furculiță sau de la fermă la farfurie, și noi avem conceptul nostru de la rocă la granulă. Totul pentru o lume și pentru ferme mai productive. Omnia. Totul pentru o lume mai productivă. În unele zone ale țării, vremea le joacă feste pomicultorilor care se ghidează după calendarul lucrărilor agricole, dar sunt mereu și cu ochii pe gradele din termometre. De la începutul anului și până acum, vremea a fost mai mult un dușman decât un aliat al agricultorilor, iar pomicultura nu a făcut excepție. Dacă în ianuarie temperaturile erau specifice primăverii, iar precipitațiile lipseau cu desăvârșire, acum, în luna lui Mărțișor, pomicultorii vânează zile cu vreme prietenoasă pentru a ieși la lucru. După stropirea din repaus vegetativ, următoarea stropire pentru toți pomii fructiferi se face la buton roz sau buton alb, în funcție de specia respectivă, prun, măr sau păr. Și acelea se face la fel cu un fungicid și un insecticid. După această stropire la buton roz, se mai face la floare o stropire numai la gutui, peri și meri, cu o substanță specială care este foarte bună pentru a preveni focul bacterian. După înflorire, în gospodăriile familiare este bine să se facă încă două tratamente. La câteva deci se face un tratament la scutura petale, tot cu un fungicid, un insecticid, eventual să combine și un îngrășământ foliar. Și următorul tratament este la 10 zile după scuturat petale. Aceste tratamente sunt absolut obligatorii pentru a putea ca pomii fructiferi să nu fie atacați de dăunători și de bolile fungice. Delfa.
Tryptofan Plus, concentrație ridicată de aminoacizi liberi. Formula antistres este garantată prin aminogramă. Tryptofan Plus, agentul antistres numărul 1 de la Chemark Rom. Mă numesc Nicoleta Iancu și am ajuns în anul acesta să lucrez o suprafață de 700 de hectare de teren. La desprimăvărare a arătat foarte prost din ce în ce să usca. Produsele Delfan și Synergizer a scos cultura de grâu din stres. Am avut un plus de producție de 2 tone. Aici am intervenit cu ierbicidul expres și odată cu ierbicidatul am hotărât să introduc și Delfanul și Synergizerul. Floarea care a fost dată cu aminoacizi a fost verde și a păstrat culoarea. Ridicată în condiții nefavorabile. Formula antistres este garantată prin aminogramă. Delfan Plus, agentul antistres numărul 1 de la Chemark Rom. Deși în ultimele zile în spațiul public au apărut mai multe semne de îngrijorare, în sfârșit au fost efectuate plățile pentru tinerii și micii fermieri. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că a virat în această săptămână o nouă tranșă de bani în conturile beneficiarilor PNDR în valoare totală de peste 7,5 milioane de euro. Aflați mai multe detalii în materialul următor. Potrivit unui comunicat publicat recent de AFIR, plățile au fost efectuate pentru a deconta investițiile în mediul rural realizate de către tinerii și micii fermieri prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, dar și pentru plățile compensatorii aferente măsurilor de mediu și climă. Astfel, pentru beneficiarii sub măsurilor 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, și 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, AFIR a efectuat, începând cu 29 martie 2022, plăți în valoare de aproximativ 7 milioane de euro, sume provenite din fonduri EURI, instrumentul de redresare al Uniunii Europene. De asemenea, AFIR a aprobat și 554,772 de euro pentru plățile compensatorii către fermierii care au accesat măsurile privind agromediu și climă, agricultură ecologică și constrângeri naturale. Fondurile publice nerambursabile gestionate de AFIR se plătesc ca urmare a cererilor de plată depuse de către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală în conformitate cu contractele de finanțare încheiate, după ce au fost verificate și autorizate la plată. Se mai arată în comunicatul instituției. Tinerii fermieri care vor să acceseze fonduri europene pentru a se instala ca șef de exploatație vor beneficia de o finanțare în valoare de maximum 70.000 de euro pe fermă, începând din 2023, potrivit noului plan național strategic trimis de Ministerul Agriculturii la Comisia Europeană. Plata se efectuează în două tranșe, acordându-se 75% din sumă la semnarea contractului de finanțare și 25% din sumă după implementarea planului de afaceri. Bugetul total alocat pentru instalarea tinerilor fermieri în perioada 2023-2027 este de 250 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că AFIR va putea semna în această perioadă contracte de finanțare cu aproximativ 3.500 de beneficiari. Potrivit consultanților financiari, bugetul alocat este insuficient pentru a avea un efect considerabil în înnoirea generațiilor de fermieri. Cu banii alocați se vor atrage aproximativ 3.000 de fermieri tineri în următorii 5 ani, ceea ce pentru oportunitățile din agricultura noastră reprezintă un număr extrem de mic de persoane atrase în această industrie. La Iclod, în județul Cluj, echipa AgroTV a găsit mulți oameni gospodari, printre ei și fermierul Vasile Teodor Tușa. A muncit mult ca să ajungă să crească 1000 de oi, dar și vaci de lapte și capre. Face parte și dintr-o asociație și recunoaște că are și avantaje din asta. Dar când trage linie la sfârșitul anului agricol, fermierul spune că dacă nu ar fi subvențiile, ar merge clar în pierdere și probabil nu ar rezista în zootehnie. Despre acest subiect, dar și cât va costa kilogramul de oaie în perioada următoare, aflați într-un material semnat de Bogdan Tudor. Este bine, sau mai bine zis, care aveți avantaje în faptul că sunteți într-o asociație? Acum avantaje desigur că sunt, că vedeți de altfel și cum ei, cu vânzarea mierilor, cu, de exemplu, acum ne-au dus concentrate, o mai ieftine cu ceva, dar desigur, cu orice... La cât o să vă așteptați să fie prețul, să spunem, de vânzare din fermă către intermediar sau către, mă rog, poate chiar direct? Acum, la intermediari, undeva la 19, de 18-19 lei, iar la piață o să vedem când ducem la piață. Asta mai este. O să fie voie, știți că o să aveți voie de punct de sacrificare chiar la fermă. Vedeți, de-a voastră, aici e problemă.
Dacă să ne dea voie să facem la fermă, ar fi bine. Dar noi nu ne-am mai arată. De câțiva ani de zile numai la abatoare tăiem ei. De exemplu, eu mă duc la Bistrița, că mai aproape Bistrița decât iara, că nu sunt nici abatoare. În Cluj, la noi e foarte puține abatoare. Și atunci mergem la abator, tăiem, plătim și mergem în piață. Ați avut miei doar unul sau a fost și câte doi la fătări? Nu, și câte doi. Și câte doi. Majoritari? Ca majoritari? Nu, majoritari unul. Majoritari unul. Doi, eu am fost și cu doi și mai am și acum cu doi încă. Care sunt mai mici, de exemplu, cum îi vedeți aici, mai mici, aia de doi. Da, da. Bun. Lapte, procesare, vânzare în magazin. Când trageți linia așa după tot procesul ăsta într-un an de zile, la sfârșit, trebuie să vă întrețeți familia. Sunteți deja dumneavoastră cu soția, patru copii, că sunt copii și ei, da, tot ai dumneavoastră, chiar dacă sunt cinci cu nepoțica în momentul de față. Spuneți-mă, trageți linia la final, cum vi se pare? Este rentabil? Adică asta trebuie să faceți, spuneam, să vă gândiți că trebuie să fiți rentabil, să puteți hrăni tot pe toți și să vă și rămână. Acum eu cred că fiecare face chestia asta, că dacă nu o face înseamnă că... Nu mai ții apace, adică nu mai are ții. Rost. Nu mai are rost. Dar vă spun eu sigur, dacă n-ar fi subvențiile, când am trage linie, noi am vorbit singuri. Deci deocamdată nu sunteți productivi sau mai bine zis, nu aveți profit fără subvenție. Jurnalul AgroTV a pregătit pentru dumneavoastră un adevărat serial dedicat agriculturii bio, cu fermieri implicați în acest fenomen și mai ales susținuți de RVA Raiffeisen Agro, cu rezultate deosebite. Agricultura ecologică cu Aurel Petruș este primul material din această serie în care se prezintă modul în care acest fermier folosește tehnici și produse eco pentru culturile sale. Aurel administrează o suprafață de 1300 de hectare în sistem ecologic și este unul dintre cei mai experimentați români din domeniu. Sunt deja 20 de ani de când organizarea, rotația culturilor și experiența l-au ajutat să nu mai folosească substanțe chimice. Informații utile primiți și din materialul următor, dar și din site-ul companiei raiffeisen-agro.ro. Am observat în câmp că în mai multe parcele de grâu terenul era foarte afânat. În luna februarie, nici aproape că până să se formeze prima crustă într-un lan de grâu, deja am făcut prima intervenție cu saba rotativă care a spart crusta, care mi-a rupt capilaritatea solului și îmi păstrează apa în sol. Deci această lucrare mecanică are nu numai rolul de combatere a burenilor, are și rolul de a sparge crusta, de a întrerupe capilaritatea și a împăstra apa în teren. Dacă am făcut de 2-3 ori la intervale de 5-7 zile, ăsta este motivul pentru care la ora actuală terenul este foarte afânat. Mai este încă un motiv, de 2 ani nu am mai arat și terenul a rămas cu întreaga masă vegetală la suprafața și prin aplicarea gunoiului organic și el ne ajută ca terenul să rămână pufos, să poată să absoarbă cât mai bine apa și aerul să pătrundă cât mai bine în sol. De la RVA. Urmează câteva minute de promovare a unor jucători importanți de pe piața agro, după care ne revedem la jurnalul AgroTV.